Eclesiastul, capitolul 7, versetul 2, care spune așa:
Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Astăzi noi am venit aici pentru ca să fim alături de această familie și am făcut un lucru mare pentru că aici ne dăm seama de trecutul fiecărui și uitându-ne spre viitor ne gândim la lucruri destul de importante. Frați și surori, Dumnezeu stă deasupra și conduce toate lucrurile. Și acolo unde este o casă, deja El știe și cunoaște tot. De asta noi, într această zi, am făcut un lucru frumos că am venit aici și vrem, în continuare, prezența lui Dumnezeu să fie asupra noastră și călăuzirea Lui. De asta, ridicați picioare, vom cere binecuvântarea Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, precum în cer și pe pământ. Facă-se voie Ta, Doamne, suntem împreună adunați cu biserica, rudele, cu familia și cerem mila Ta. Cerem ca Tu să ne binecuvântezi, să ne binecuvântezi această familie. Și în durerea lor, Tu să fie alături de ei. Știm că Tu ești în cer și controlezi toate lucrurile. Știm că Tu, de acolo de sus, știi ziua când cineva se naște și ziua când pleacă de pe acest pământ. Și nimeni dintre noi nu este mai bun ca acest copilaș. Dar Tu ai hotărât un lucru care nimeni nu-l poți schimba. Ne aplicăm în fața Ta, ne închinăm în fața Ta. Te slăvim pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Te rog, Doamne, să binecuvântezi adunarea de azi, cuvântul Tău. Mă rog, Doamne, pentru părinți să-i ajuți ca toate acestea care ne leagă pe toți de cer, să lege și pe ei. Cerem harul și binecuvântarea Ta asupra noastră, în numele Tău, proslăvim că cel vrednic, Tatăl, Fiul, Sfânt. Amin. Amin. Așa cum stăm pe picioare, vom cânta cântarea din razele cerului cu numărul 277. Voi ridica ochii mei în sus. Thank you.
întâlnim în cartea Romani, capitolul 11. Versetul 32, 33, 34 și 35. 11:32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare ca să aibă îndurare de toți. O adâncă bogăție, înțelepciune și știință cu Dumnezeu. Cât de nepătruse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să a primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate. A Lui să fie slavă în veci. Amin. Frățiorule, eu că acum un aș câteva luni, dar pe banii au venit la mine să mă iubesc, mă căsătoresc. La locul de lor a fost eu. După un timp, am văzut că avea o bucurie de grabă să aibă pe lașă. Și Dumnezeu l-a dat. Copilașul acesta a trăit 120 de zile împreună cu dânsul. Și Dumnezeu a făcut ce știe El. Și mă gândeam, să mă duc la mormântare, dar nu zici toate astea. Când ne uităm în Eclesiast, spune că toate și-au vremea lor, dar parcă nu se potrivește asta. Parcă nu se potrivește. Zic, Doamne, ce să vorbesc? Și nu pot să vorbesc altceva decât despre măreția lui Dumnezeu. O adâncă bogăție, înțelepciune și pricepere lui Dumnezeu. Cât de nepătros sunt judecățile lui și cât de neînțeles sunt căile lui. Acest copil, după mintea noastră, după înțelesul nostru, spune că trebuie să iasă, s-a născut, sănătos, frumos, trebuie să iasă. Dar Dumnezeu a făcut altă. Acum 7 ani în urmă, am avut și noi așa ceva. Dacă te uitai că tot e bine, suport la un lucru bun, nepot de 20 de ani, trebuie să fac la adunare, la casă de băcini, o canalizare acolo și nu am eu niște instrumente. Și el spune, ce mă duc să le aduc. Și s-a dus, leagă de mașina și e motocicleta, că să nu stie mult în trafic. Și nu mai ajung să duc instrumente. Și tot așa, zice, Doamne, Tu ești mare, Tu faci ce vrei. Dar tot așa, o fost cuvântul, zic, n-am ce vorbe altceva, și am citit tot locuiesc. Am citit și am spus că înțeleg și eu Dumnezeu, judecăți Dumnezeu îți drepte și nu putem să zicem nimic. Și aici profesorul spune așa, în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine poate să spui el altceva decât atât? Domnul să fie lăudat, proslăvit, preamărit, El este judecătorul întregului pământ, tot. Și face El, El face după Sfințenia Lui. Așa că, așa cum cuvântul l-am citit, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare că să aibă îndurare de toți. Și cred că Domnul s-a îndurat, frate Ivan, e sora din, de părinții lui. Domnul s-a îndurat, Domnul ar să fie mântuirea voastră. Nădăjduiți în Domnul, frate, ca nu ești de mântuire. Acesta e un jertfă jeras, cerași, el e la Domnul. El nu a cunoscut bine, el nu a cunoscut rău, nu a cunoscut nimic. El este la Domnul, Dumnezeu l-a luat, l-a iubit. Și Dumnezeu știe, voi mă iubește. Și
Și încredeți-vă, Domnul. Cuvântul Dumnezeu a niștit aici. Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de hainit? Noi nimic n-am dat. Dar Dumnezeu ne dă. Și ne dă întâi. Dar vine pe ea când Dumnezeu când spune și în cartea lui Iob. Iob spune și nu păcătuit în credința aceasta. Dar au spus Dumnezeu, da, Dumnezeu va. Noi aici suntem în fața noastră un săcriu. E copilaș. Dar gândiți-vă la Iob, zeci săcriu o dată. Zeci săcriu o dată. Frăsori, e greu discuții. Dar să ne dormim cu Domnul. Domnul să fie binecuvântat pentru toată lucrarea Lui. Amin. Adică cine are în el, bun, mulțumim Domnului, Domnul ca încredința Domnului, care mai departe. Această predică care o vedem în fața noastră, nu cuvinte,
Această fetiță care a plecat la cele veșnice, terminând alergarea pe pământ, ne vorbește mai mult ca oricând. Pentru că ea n-a reușit să vadă lucruri păcătoase. Ea n-a reușit să trăiască pe pământul acesta unde este atâta mizerie. Vă spun înger pe pământ care a terminat alergarea. Am fost acolo la locul de față când era accidentul. Și polițistul care era acolo spunea că dacă șoferul avea să fie mai atent, se putea de evitat. Așa o spun oamenii. Așa o spunem noi toți. Dar vreau să vă zic ceva. Este un ceas la care omul nu poate umbla. Acesta este ceasul lui Dumnezeu. Pentru fiecare, Dumnezeu a hrăzit timp. Vremea când se naște și vine pe acest pământ și vremea când pleacă. De asta, în această zi, în afară de cuvântul care îl ascultăm, în afară de faptul că noi suntem aici ca să fim alături de această familie, și pentru familie și pentru rude, Dumnezeu vorbește fără cuvinte. Ne vorbește fiecare dintre noi. Este o predică care ne-a pus pe toți în gardă și ne-a adunat aici. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca să luăm aminte la ceea ce vedem astăzi. Acum vom asculta o cântare, Vaskresenie, pentru Tom. Cine este cu participarea aceasta? Iar după această participare, fratele Pavel Ciobanu va avea cuvânt. Este fratele pastor de la Slobozia, este rudă apropiată de familia numerată, așa că după această participare va avea cuvânt. Versetul 12.
Isaia 53, versetul 12. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și vă împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în urmă celor fără de lege. Pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Textul nu este la tema aproape și după cum am fost, când am auzit de întâmplare, am fost în casa bunei, a fratelui Mișa și sora lor. Și am fost puțin dojenit pentru felul sau pentru lungherea care le-am dat-o. Și astăzi am să fiu puțin naiv în tema și în gândurile pentru noi cei vii. Când au auzit copiii noștri că mi-a trecut la Domnul, Adelina a văzut pe bunica sau pe Cornel și cu un zâmbet pe față ușor și frumos spune fetița Odina a căzut în accident, a murit și s-a dus la Iisus. Adevărul despre care vreau ca să vorbesc, la care vreau să sugetăm, este un adevăr care noi îl știm și îl știm foarte bine. Dar aș vrea ca fetița mea tot atât de naiv să crede. Stămâna Domnului, fratele Ioane, sora Dina. Și dacă ar fi posibil, dacă ne-a spune cum a Hristos frate Pavel sau Oane sau Mihai sau Maria, dacă dorești copilul tău să treacă în locul fetiței și el va avea. Eu n-aș putea să spun așa. Și nu știu cine dintre noi ar putea să spună, dacă este cineva poate să ridice o mână. Dar nu cred că o să se găsească. Cine ar fi de acord pentru prietenul lor? Pentru fiul lor? Să dea pe altcineva. Dar am citit un text unde scrie s-a dat pe sine însuși la moarte și pentru cine? Nu pentru prieteni, dar pentru vrăjmași, pentru dușmani. Și versetul spune de aceea e voi da partea lui la un loc cu cei mari. Și va împărți prada cu cei puternici. Cel mai înalte, cel mai mari răsplăți au avut așa oameni și au avut Hristos. Despre El se scrie în acest verset și vreau ca asemenea fetiței mele, tot atât de naiv, să cred în acest adevăr. În locul meu, care trebuie să fiu în acest secret, în loc cu fiecare dintre noi, care vom fi odată, sau vom trece la cele veșnice și vom fi, sau ar fi trebuit să fim în iazul de foc, în moarte veșnică, a ales cineva să moară ca să avem viață. Și cineva crede simplu, crede ușor, crede ca un copilaș acest lucru. Dar cineva crede greu. Cineva nu crede deloc. Cum? Oamenii dau bani, oamenii bat mătănii, oamenii fac ritualuri, oamenii aprind sute de lumânări, oamenii nu știu ce mai fac, oamenii merg în genunchi, drumul întregi și tu spui atât de simplu. Nu poate să fie. Sunt și așa oameni. Eu nu te-aș vrea ca cei care sunt în această sală
să primească acest adevăr, cum l-a primit fetița mea în cazul verișoarei. Fetița a căzut în accident, a murit și s-a dus la Iisus. Simt și viața. Nu tot așa este pentru părinți, nu tot așa este pentru mulini. Și nu tot așa a fost la Dumnezeu. Pentru că spune când Hristos era atârnat pe lemn, cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat și întunecimea cerului o înțelegem dispărțirea lui Dumnezeu de Hristos. N-a fost atât de ușor cum noi vorbim. A fost, cred că, mult mai greu decât cum simt Vania și Dina. A fost o alegere binevolă, a fost un act conștient. Creatorul lumii. Care a făcut cu toți oamenii și au ajuns vrăjmași și niște netrebnici. Alege să moară unui copil. La aceste lucruri sau la așa vreau să mi s-o trec în așa mai. Măcar că nu-i păcere Dumnezeu așa măsură. Departe nu-i păcere așa măsură. Dar cât de bine ar fi, putem spune și noi ca Moise odată. Când a stat între popor și Dumnezeu. Și a spus, Doamne, iartă-le păcatul. Dacă nu, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Niște cuvinte care eu n-aș putea să le spun niciodată. Ia în viața de malachinuri, la moarte, orice, dar din carte vieții n-aș vrea să fiu șters. La așa soartă poți schema Ezechiel. Și lui poți spus direct fiul omului. Îți voi scoti un număr de zile pentru fiecare an de păcat sau de trăit de trai în păcat a poporului. Și vei sta atâte zile pe partea dreaptă și apoi vei mai sta pe partea stângă poate păcatele nelegirea poporului tău. Și nu găsim scris că Ezechiel a spus, Doamne, nu vreau. Doamne, n-am să fac. Și despre el găsim scris tot ce v-a spus sau aproape de evenimentul la care suntem astăzi. Îi spune Dumnezeu, Fiul omului, îți voi răpi ce este mai scump. Parcă Andrei, dacă o ales partea cea bună, dacă ales să slujească la Dumnezeu, dacă ales să facă cele mai înalte lucruri pentru Domnul, ar trebui să fie bine. Dar departe, n-a fost ușor. Îi spuneți voi răpi ce este mai scump. Și mai mult ca atât, dar să nu plângi. Cine astăzi n-a plâns? Vania, dacă ți-ar fi spus cineva dintre noi, sau Dumnezeu, mâine la mormântare să nu plângi. Eu cred că este un lucru peste putere. Dar Ezechiel găsim așa. Așa a procedat. Dimineața a vorbit Dumnezeu și soara i-a murit soția și găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu la Ezechiel 24. N-a plâns Ezechiel. Acel care a ales să asculte de Dumnezeu
să iau un pat. Așa a procedat cândva Iuda. Când tatăl lui le spune, Benjamin nu se poate pogorî cu voi, că dacă îi se va întâmpla ceva cu durere, îmi veți pogorî pieri în locuința morților. Încearcă Ruben cumva să-l convingă și nu reușește. Și apoi vine Iuda și spune, tată, dă-l mie, dacă nu ți-l poți duce înapoi, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Puțini oameni au reușit să se asamene cu Hristos în acest adevăr. Și gândul în această dimineață, am vrut să fie doar atât. Să privim cu credință la ce a făcut Hristos pentru noi și căutăm să ne asemănăm cu El. Este posibil și au fost oameni, sper că ne-am amintit, care au ales această parte. Viitorul și răsplata este asemănătoare cu arșina despre Hristos. Îi voi da partea lui la unul cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Amin. Cineva dintre noștri. De multe ori nu sunt.
Joi seara m-a sunat fratele Victor Rusu și îmi spunea, ai auzit de accidentul de la Țânțelen? Da, am auzit. Ai auzit că a murit un copil de 4 luni? Da, am auzit. Cine este? E copilul lui Vania și Dina. Sunt ai noștri. Nu am putut rămâne nepăsător. M-am rugat cu copiii, cu familia în seara aceea. 6 suntem toți aici. Să plângem cu cei ce plâng. Dincolo de datorie, e o dragoste care ne leagă. Bucuria când e împărțită se face mai mare. Durerea când e împărțită se face mai mică. De aceea suntem aici. Însă prea puțin vorbește prezența noastră, mai mult vorbește prezența Domnului. Credem că fiecare dintre noi îl vedem pe Dumnezeu aici. E necaz, e durere, e lacrimi, dar Dumnezeu este aici. David îl vedea pe Dumnezeu în Valea Umbremoase și spune, Tu ești acolo. Vania și Dina vedeți-l pe Dumnezeu. E greu să-L vezi pe Dumnezeu în necaz, e greu să-L vezi pe Dumnezeu în lucrurile care trec departe de logica ta. Să nu vorbesc eu, vreau să lăsăm pe Dumnezeu în această zi să vorbească ceva pentru noi și pentru familie. Matei, capitolul 18, versetul 23. Evanghelia după Matei. Capitolul 18, versetul 2 și 3. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis. Amin. Iisus a chemat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și a urmat un mesaj. Vania și Dina, fetița aceasta a venit în familia voastră, în viața voastră, pentru că Dumnezeu vi l-a dăruit. El l-a pus în mijlocul vostru. Și în dreptul acestui copil a fost mesajul. Fiecare copil în viața noastră vine cu un mesaj. Noi credem că datoria noastră este să-i învățăm pe copii, dar înainte de a învăța pe copii, ei ne învață pe noi. Domnul Iisus a luat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și a spus, uitați-vă la ei. Și a urmat o lecție. Ce lecție? Timp de 4 luni, ce lecție? Lecția dependenței. Copilul acesta a fost dependent de voi 100%. Tot așa și voi să fiți dependenți de Dumnezeu la 100%. Copilul acesta a fost ca o foaie albă și ce a scris voi pe ea, aceea rămas scris. Puțin, dar scris a fost. Și voi să fiți înaintea lui Dumnezeu ca o foaie albă, El să scrie pe foaia aceasta. Ce scrie Dumnezeu rămâne scris. Ați învățat niște lucruri de la copilul acesta. El nu a fost fără rost. De ce copilul acesta a fost dat de Dumnezeu pentru un timp atât de scurt? Pentru că e Dumnezeu și am auzit în prima predică, face ce vrea. Dar oare dorința aceasta lui Dumnezeu are un plan cu noi, are un beneficiu pentru noi? Sigur că da. Sigur că da. Copilul acesta și-a încheiat misiunea pe pământ. Noi suntem tentați să credem că misiunea cuiva se încheie la 80 de ani. Cine ne-a spus nouă asta? Cine ne-a spus? E adevărat că Biblia vorbește de cei tari, dar cine ne-a spus că viața o dirijăm noi? Stăpân de viață nu suntem noi, suntem administratori. Și misiunea ei s-a încheiat aici. A fost suficient ce a învățat părinții, ce ne învață pe noi în această zi. A fost suficient. Ioan Botezătorul la 30 de ani și încheie misiunea. Cel mai mare dintre proroci. Cât s-ar fi pocăit până la botezul lui Iisus. Cât s-ar fi să se întoarcă la Dumnezeu și după aceea și Dumnezeu spune stop. Până aici misiunea ta. O moarte atât de tragică. Dumnezeu care ești puternic, nu puteai să scapi din chinul acesta, din durerea aceasta, din tragedia aceasta. Misiunea și-a încheiat.
Acest copil, în termenii noștri umani, trebuia să crească, să se bucure de părinți, să vorbească, să facă primii pași, să-și ia într-o zi ghiozdanul și să plece la școală și mama să se uite pe geam și să o aștepte de la școală. Să fiu adolescent, o tânără și într-o zi să spună mama și tata mă căsătoresc. Sunt termenii noștri umani. În planul lui Dumnezeu e diferit. Dumnezeu dirigează lucrurile după misiune, nu după vârstă. Vasile Alexandrei spunea, taina vieții umane nu constă în faptul cât trăim, ci cum trăim. Cum a trăit copilul acesta? Așa să trăim și noi. E un exemplu enorm pentru noi. De aceea, vane și bine, dragi părinți și bunei, puneți-vă la inimă aceste lucruri și înțelegeți că copilul acesta nu a venit la întâmplare. El a fost dat și pus de Dumnezeu în mijlocul familiei acestea cu un scop. Și scopul a fost și le-a zis, a urmat mesajul. Timp de 4 luni de zile a fost un mesaj în fiecare zi, în fiecare minut și în fiecare secundă. Vorbeam cu cineva care a trăit momentele acestea cu mai mult timp sau cu ceva timp în urmă și spunea, dacă aș fi știut că băiatul meu la vârsta de 5 ani Dumnezeu va chema acasă, aș fi petrecut mai mult timp cu el și când venea să-mi pun o întrebare, nu-i spuneam, du-te la mama, că sunt ocupat. M-aș fi oprit din orice activitate. Timpul a fost amat. Fiecare clipă a fost un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru voi. Este lucrarea lui Dumnezeu în familia aceasta. Anul trecut am fost la căsătoria lor. M-am rugat alături de ei, Doamne, binecuvântează familia aceasta. Și Biserica din Slobozia a spus, amin, Doamne, binecuvântează tânăra familia aceasta. Când am auzit vestea aceasta, m-am gândit, Doamne, au uitat de Vane și Lina? Au uitat să binecuvântez? Sunt mai răi decât ceilalți oameni de pe pământul acesta. Nu toți au parte de așa tragedie. Doamne, ce s-a întâmplat? Doamne, te-am implorat. Doamne, ne-am rugat. Ești Dumnezeu care binecuvântezi. Și în cercetarea mea, Dumnezeu m-a vizitat cu un gând spunând, de ce crezi că binecuvântarea este legată doar de succes? Binecuvântarea este legată de semnificație, nu de succes. De multe ori alergăm după succes. Succesul înseamnă mașină, casă, copii sănătoși, bani, sănătate. Acesta e succesul care îl vedem noi. Semnificația pentru Dumnezeu înseamnă orice. Înseamnă boală, înseamnă moarte, înseamnă alte lucruri. Noi trebuie să luptăm pentru semnificație, nu pentru succes. Și atunci m-am gândit că odată Iacov a căutat binecuvântarea, a luptat în lung și în lat, a mers pe calea de a-l înșela pe propriul lui tată, a fugit de acasă timp de 20 de ani, l-a înșelat pe socrul lui, a trecut prin diferite situații complicate și într-o zi, într-o noapte, întorcându-se spre casă, înțelegând că se va întâlni cu Esau, fratele lui, care este foarte amărât și supărat pe el, se luptă cu Dumnezeu. Se luptă cu Dumnezeu. Și se revărsau zorile. Și odată de roba de menință se îndreaptă Iacov, șchiop, spre propria casă, spre cortul lui. Și acum dați-mi voie să îmi imaginez următorul lucru. Ies copii, ies părinți, ies soțiile și sunt în țară, vin un om amărât, obosit și ștop. Tată, unde ai fost? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Am fost binecuvântat de Dumnezeu. Ce? Asta numești tu binecuvântare? Nu poate să fii șchiop și să fii binecuvântat. Nu poate să fie asta. Nu poate tragedia să fie binecuvântare. Nu poate moartea să fie binecuvântare. În termenii noștri umani. De aceea, Vane și Lina, cu toată greutatea care o aveți în inima, priviți că acest copil a adus binecuvântare în viața noastră.
nu doar prin viața lui, ci și prin moartea lui. Nimic nu-i scapă lui Dumnezeu de spun. Dumnezeu nu a uitat de voi, nu a uitat să vă binecuvânteze. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt diverse. Stă în fața voastră acest copil. Și prin prisma acestui copil, priviți-l de Dumnezeu, care are un mesaj pentru voi, are un mesaj pentru noi. Și mesajul lui este plin de dragoste. În încheiere spun următorul lucru. Cândva am citit o întâmplare despre un tată care avea o fată și fata lui s-a căsătorit. Un singur copil. A venit un băiat de peste deal, de un sat vecin și a cerut un căsătorie. Fata a acceptat și s-a căsătorit și a trecut cu traiul în satul vecin. Bătrânul spunea următorul lucru. În fiecare dimineață mă trezesc și mă uit peste deal. Acolo e satul meu de fiica mea. Se ducea la vecin și spunea, știți ceva ce am realizat? Niciodată nu mi-a fost scump satul de deal. Niciodată. Nici într-o dimineață nu m-am trezit să mă uit și să mă gândesc că acolo trăiesc oameni. Nici de faptul că trăiau. Însă din momentul când fata mea s-a dus în satul acela, mi-a devenit atât de scump. Acolo e fiica mea. Atât de scump. Ne leagă Dumnezeu cu legături omenești uneori, dincolo de faptul că în cer e Dumnezeu. Valea și vina, cerul vă va fi mult mai drag, pentru că acolo e udorașul vostru, e fiica noastră. E așa încheiată misiunea, a ajuns acolo. Scopul fiecăruia dintre noi este să ajungem în cer. Ea a ajuns deja acolo. Mâine sau poate pe mâine ajungem noi. Scopul nostru nu este să trăim veșnic pe pământ, este să trăim veșnic în cer. Ea deja este acolo. Și închei cu următoarele cuvinte. Vane și vin. Nu acceptați gândul acesta că voi ați pierdut un copil. Nu se numește pierdere atât timp cât știi unde este copilul. Noi ne pierdem banii și căutăm pentru că nu știm unde sunt, dar i-am știut, nu i-am căutat și n-am spune că i-am pierdut. Oamenii din lumea noastră, lumea laică, spune, mi-am pierdut un copil, mi-am pierdut nevasta, mi-am pierdut soțul, mi-am pierdut familia. Dragii mei, noi copiii lui Dumnezeu nu ne pierdem pe cei dragi. Noi ne câștigăm în cer. Noi știm că copilul acesta este în cer, în cerul lui Dumnezeu. Și dacă știm, cum putem spune că ne-am pierdut? Da, el lipsește o perioadă de vreme din familia aceasta, din viața noastră. Dar în curând vom zbura toți în cerul lui Dumnezeu. Viața pe pământ e scurtă, veșnicie e adevărată viață. De aceea, Domnul să vă întărească. Rămâneți aproape de Dumnezeu. El are gânduri de pace. Vrea să vă binecuvânteze în continuare. Nu vă dezamăgiți în El. E Dumnezeu, e Tatăl, care într-o zi va deschide taina aceasta. Taina aceasta ne înțelească pentru voi și pentru mulți. Și taina aceasta este benefică pentru voi și pentru noi. Amin. Frate Bania, sora Dina, mi-aduc aminte că aproximativ cu 4 luni, 5 luni în urmă, ne-am întâlnit în parcul Trandafirilor. Eram cu tineretul nostru din Emoclie, am fost într-o vizită și după asta într-o sprintare. Și fratele Bania și sora Dina, foarte bucuroși, au zis, frățaș, așteptăm o fetiță. Dumnezeu am făcut planul. Venim cu soția, suntem o cântare, este încurajare. Casa noastră e în cer. Plaiul nostru în cer. Frate Vane, sora Dina, fetița voastră este în cer. Ea s-a despărțit de voi de pe acest pământ. Ea a dormit când uiți la ea, dar ea este bine. Dumnezeu să-mi trăiască. Casa noastră ce ai nostru la ca, din tot sufletul
Ceva de la tine care te coastă și îl dai lui Dumnezeu, îl jertfești, faci să curgă sânge. Așa, te doare și te coastă. Și atât când aduci jertfa aceasta, mulțumirea aceasta lui Dumnezeu ca jertfă, atunci îl prosluiești pe Dumnezeu. Nu când pui niște roade în față și ai de toate, când ai terminat casa, procurat o mașină și merge totul bine și spui mulțumesc lui Dumnezeu. Aceea nu e o jertfă, mulțumirea aceea nu e ca o jertfă. Aceea o mulțumire ca datorie și e bine să mulțumim. Dar iată, mulțumirea ca jertfă, atunci o prostorește Dumnezeu. Doresc să mă citesc un loc, Isaia, capitolul 44, versetul 7. Acum noi avem ziua și este lumina și îmi face problemă, deci se mai oprește. Și dacă se întrebăm pe familia îndurerată, dacă este acum lumină la ei. Ei nu pot să trăiască mai departe, dar și întuneric. Până acum era lumină, s-au căsătorit, erau bucuroși, Dumnezeu le-a dorit un copil, încă mai multă lumină. Și acum a dispărut lumina, pe o perioadă de întuneric. Și nu știu cum vor trăi mai departe. Noi seara ne ducem toți acasă, după clipile acestea, și ei tot vor pleca acasă. Și la dânsa știe întuneric. Întunericul va continua. Și la Isaia citim așa. Dumnezeu spune, eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului.
Oare rutul zice celor ce îl fătuiește, ce faci? Și lucrarea ta zice, iată spre tine, el n-are mâini. Scump, frați și surori, dacă să gândim omenește, noi cu toți ne-am împotrivit și am spune că nu este dreptate. Și am fi foarte nemulțumiți. Și am avea întrebări la Dumnezeu. Și am fi nemulțumiți pe Dumnezeu de ce s-a întâmplat așa, nu-i corect așa și nu este drept. Dar am citit că și Dumnezeu face lumina și Dumnezeu face întunericul. Cine alege să fie întuneric în viața lui? Dar Dumnezeu trimite în întuneric. Cine dă prohoșire și cine dă restriște? Restriște, cuvântul acesta cuprinde o nenorocire, un necaz, o tragedie mare. Asta înseamnă restriște. Fie un incendiu, fie un accident, fie o tragedie ca aceasta. Asta e restriște. Dumnezeu face. Un cioc dintre ciocul pământului. Cine pot să zică făcătorul? Dumnezeu e în drept. Nu să minte câți ani în urmă, probabil aproape 20 de ani în urmă, țineți minte, a fost un accident în, aproape de Kursk, Železnogorsk, acolo era un frate Curkin. El mergea acasă, singur mașină și a căzut un accident. I s-a desfigurat fața, nici nu a fost fața acoperită. Și am fost la mormântarea aceea. Și un frate, eu mi-a spus cazul acesta, la mormântarea aceea a adus aminte de o altă mormântare. Într-o familie, la un frate, avea 10 copii și la nașterea, la 10-lea copil, a murit mama. A murit mama la 10 copii. Și era o durere de nedescris. Copiii toți mărunți, cel mai mare poate avea vreo 14-15 ani. Și cel mic numai s-a născut și mama a murit. Și după ce a decurs mormântarea, la cimitir, Franța i-a dat posibilitatea tatălui, soțului să se roage. Și soțul s-a început a ruga. Toți erau atenți. Cum a să roage? Ce a să-i spună Dumnezeu? S-a dus mama la copii. Dumnezeu a luat mama la copii. Până la 9 copii, Dumnezeu a ținut-o în viață, dar la 10-lea copil a luat-o din viață, când toți 10 au nevoie de mamă. Și fratele se roagă, că asta s-a întâmplat în Rusia, se roagă și el era un frate slujitor, vestit, și spune că Господи, я тебя не понимаю. Ши, у меня за паузу что-то сгендел. Мой допутник. А шафрант ши я лот. Вика интребэрил от Дмезел. Но он царечь бит Дмезел. Дища шанса ваша. Ши ну саргат лун. Да, духа сейчас пускай. Я тебя не понимаю. А спускай. Но я тебя доверяю. Noi pe Dumnezeu nu înțelegem. Și poate avem întrebări, dar nu trebuie să ne certăm cu Dumnezeu. Dumnezeu aduce și lumina și întuneric. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Ratvania și Sorabina, voi îndeoseb, acum puteți să-L prosluiți pe Dumnezeu. Căci cuvântul acesta, mulțumesc, cum eu, când am văzut că i-a murit tot 10 copii, în primul rând, s-a închinat, nu s-a cumva s-a împotrivit, dar s-a închinat și a spus lui Dumnezeu, da, Dumnezeu a luat, fie numele lui binecuvântat. Și iată cuvintele acestea, îl proslăvesc pe Dumnezeu. Deci să vă ajute Dumnezeu în necazul acesta ca să-L proslăviți și să-I încredințați lui. Amin. Corul de copii din biserica locală a pregătit o cântare. Vor dărui câte o floare pentru micuțul copil care azi nu este în mijlocul nostru.
Iar după aceasta, Părintele Dumnezeu, Sinica, va vorbi din cuvânt. Frate și surori, este un verset scris în Biblie în care sunt așa cuvinte. Până când nu vă veți face ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Frate și surori, putem schimba acest verset și putem spune că până când nu vă veți face ca mia, cu niciun chip, veți intra în împărăția cerurilor. În biserica noastră, cel mai bun exemplu de urmat pentru noi a fost Mia. Mia a venit fără păcat și Mia a plecat fără păcat. Să ne ajute Domnul Dumnezeu ca să trăim corect, să trăim frumos, să trăim o viață adevărată înaintea lui Dumnezeu. Ca atunci când ne vom înfățișa înainte lui Dumnezeu, să fim cu adevărat ca niște copilași. Ne-am rugat ca Dumnezeu să aibă milă
ca Dumnezeu să îmbure, ca Dumnezeu să dea har, nici știi de încă la urmă care sunt urmările. Apoi fratele Iosif, până alt frate, a plecat și noi am rămas. Ne vedeam de treburi, dar nu puteam lucra. Ne vedeam eu ce s-a întâmplat, ce este acolo. Când am venit acasă, nu știam cum se spun soției, că e mamă. Și noi avem o fetiță mică de 7 ani. Nu știam cum se spun, dar i-am spus. I-am spus ce s-a întâmplat. Apoi, am îmbrățișat tare, tare fetița mea ca niciodată. Și am luat o decizie să-i acord mai mult timp. Să fiu mai mult cu ea. Ori de câte ori mă va chema să reacționez, să fiu receptiv. Să fac timp pentru ea. Psalmul 42. Cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. Când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și îmi vărs tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire, ale unii mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâncnește? Și germină într-un meu, nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâncnit sufletul în mine, Dumnezeu. De aceea, la tine mă gândesc. Amin. Un suflet mâhnit, fraților, fiecare om are un suflet. Are un suflet care are nevoie de Dumnezeu. Un suflet care reacționează la lucruri bune, la lucruri mai puțin buni. Un suflet care reacționează la bucurii. Un suflet care reacționează la întristări. Acesta este sufletul nostru pe care Dumnezeu ne l-a dăruit. Însă vin momente când sufletul nostru este mâhnit. Din diferite pricini. Fie că dintr-o întristare care o face cineva. Fie că s-au creat niște împrejurări care nu depind de mine. Sau s-a întâmplat ce s-a întâmplat în familia preoților noștri. Și în acest psalm, autorul dorește să ne arate ce trebuie să facă un suflet când este mâhnit. Astăzi toți suntem mâhniți. Și probabil nu numai noi care suntem prezenți aici, dar și alții care au auzit de această durere, dar nu au putut fi în acest loc. Dar cei mai mult sunt mâhniți sau sufletul este mâhnit a părinților, a bunicilor, și a rudelor celor mai aproape. Ce trebuie să facă un suflet când este mâhnit, fraților? Și Dumnezeu răspunde în cuvântul Său. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. Pentru ce te mâhnești suflete? Fraților, scumpi părinți, scumpi bunici, un suflet mâhnit trebuie să înseteze după Dumnezeu. În această perioadă dificilă, să înseteze pe Dumnezeu, să-L dorească pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Dar desigur, durerea aceasta nu va trece nici azi, nici mâine. Ea probabil va scădea, apoi iarăși se va amplifica, apoi iarăși va scădea, apoi iarăși se va amplifica. Însă este foarte important ca în astfel de situații sufletul să înseteze după Dumnezeu. Autorul aici pune câteva întrebări.
Pentru ce vă uiți, Dumnezeule? Dumnezeu nu uită pe nimeni. Nici o situație nu este sub controlul, sau nu a ieșit de sub controlul Dumnezeu. Ce s-a întâmplat a fost sub controlul Dumnezeu. Însă Dumnezeu a îngăduit. Dumnezeu a îngăduit unele lucruri pe care noi nu le putem înțelege. Mintea noastră luminească se blochează. Nu poate trece dincolo de el. Ne limităm. Însă avem cuvântul lui Dumnezeu. Îl avem Dumnezeu care știe tot și cunoaște tot. Ce trebuie să facă un suflet mâhnit? Sufletul meu însetează după Dumnezeu. Fiindcă la El este alinare. La El este mângâierea. Atunci când suntem mai mulți, le va fi mai ușor părinților. Însă vor rămâne singuri. Le va fi foarte greu. Și contează că în acest moment sufletul lor să înseteze după Dumnezeu. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu. Apoi lucru important este să nădăjduiești. Să însetezi după Dumnezeu, să-L dorești, apoi să nădăjduiești în Dumnezeu. Să nădăjduiești în Dumnezeu, să spui încrederea în Dumnezeu. În acela care știe tot, cunoaște tot. Care ține toate lucrurile sub controlul său. Autorul iarăși pune întrebarea, sau dă un răspuns, îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc. Un alt răspuns. Ce trebuie să faci atunci când sufletul tău este mâhnit? Trebuie să însetezi după Dumnezeu. Trebuie să nădăjduiești în Dumnezeu. Trebuie să te gândești la Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, frate să vor. Ca în situații de criză, în momente dificile, atunci când sufletul nostru întristează, să însetăm după Dumnezeu, să ne gândim la Dumnezeu, să ne credem în Dumnezeu. Scumpă familie îndureată, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să ia durerea voastră asupra Lui, desigur, desigur, o mare parte din durerea voastră Dumnezeu deja a luat asupra Lui. Isaia 53, El a luat durerile noastre asupra Lui. Fiindcă dacă Dumnezeu n-a luat o mare parte din durerea voastră asupra Lui, vouă va fi foarte greu. Va fi incredibil de greu. Însă Dumnezeu, o mare parte din durerea voastră, din durerea noastră, o ia asupra Lui. Ca nu o să fie mai ușor. Ca noi să putem trece prin acest coridor, prin această vale a umbrei morții, mai ușor. Lăudați să fie Domnul Dumnezeu nostru. Amin. Amen.
foarte puțin timp a rămas. Scump, Vania și Lina. Eu personal sunt foarte lichid de familia voastră de tip. Dar nu am să vorbesc în ziua aceasta, dar Dumnezeu caut să vorbească și nu am vrut să mă împotrivesc. Vreau să spun că totdeauna am avut să fiu tare în credință. Asta mi-a fost din copilărie. Cum știu tare să cred suma clară. De fapt, mă trebuiesc înaintea Dumnezeu. Și nu am putut-o niciodată. Am avut un bunier ca plăie. Totdeauna am fost tare. Și mă gândeam, cum o putut fi tare să crea în Dumnezeu și să nu sclavă, să nu se murdărească nici într-un cuvânt. Cât o trăit față Pământului, de când l-a cunoscut pe Domnul. Dumnezeu i-a îngăduit în viață multe greutăți. Și-a cunoscut că Dumnezeu este stăpân. Și în afară de Dumnezeu nimic nu poate hotărâi nimic. Așa am ajuns la cunoștința aceasta. Vreau să aveți încredere în Dumnezeu pentru această zi. Dumnezeu clar vrea să vă vorbească și vouă și nouă la toți. La Numeri, capitolul 12, cu versetul 6, sau de la 5 putem să dăm scrie. Domnul s-a coborât într-un stâlp de nor și a stat la ușa portului. La versetul 6 spune așa, și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă prorocul meu, Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui. Știți să pians cum spune Dumnezeu. Nu prin lucruri greu de înțeles. Dumnezeu a accentuat cu robul lui Moise să vorbesc gură către gură. În alte feluri, cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu vorbește în diferite feluri, dar omul nu e seama. După cazul meu, totdeauna mi-am pus întrebarea cum vorbește Dumnezeu, de eu pot fi în stare să nu înțeleg. Dar veni înaintea mea un înger, ca cum a venit înaintea lui Maria și a spune plecășiunii ții care s-a făcut mare har, cum să nu înțelegi? La Iosif spune că în vis s-a descoperit. Ce spui la îndoială? Dar au crezut. Am ajuns la aceea să înțeleg că prin diferite întâmplări Dumnezeu vorbește și caut să spui ceva. Și spune că cu robul meu Moise gură câte gură a vorbit. Și nu prin lucruri greu de înțeles. În alte moduri e greu să înțelegem că vorbește Dumnezeu în cazul dat. Dar Dumnezeu spune ascultați bine ce vă spun. Eu vorbesc. Câteva, că ieri, ca la alte ervani mă spune, ieri, cum ai putut rezista? Acum, aproape 4 ani de zile, băiețelul meu, tot e la Domnul. Și îmi gândesc întrebare, cum ai putut? Unica rețetă care Dumnezeu a îngăduit-o să o bârșbuie și să o caut, e cuvântul Dumnezeu. Fraza lui David, dacă vă aduceți aminte, cum ne spune la
2 Samuel 12 și 23, a doua parte a versetului acela spune că el la mine nu se mai întoarce pe el. Dar eu la dânsul a să mă aduc. El la noi nu se mai întoarce. Dar noi la dânsul ați plecat în adânci. Spun întrebarea, cum? Un loc în Scriptură care l-am luat la inimă tare, înțeles că Dumnezeu are multe calități și multe nume. Unul dintre înțelepți, care e foarte strict și principal, știm că Dumnezeu e lumină, e dragoste, e bunătate, e tot ce bun. Dar are un nume Dumnezeu. Și anume numele acesta e gelozie. Spune că la Exodul 34:14, a doua parte versetului, spune că Dumnezeu este gelos. Dumnezeu se numește Dumnezeu gelos. După ziua de azi, orice frază care s-a spus din frază, din partea Domnului, eu personal am căutat orice cuvânt smanin, să-l cercetez, să-l strâng în inimă și să-l împlinesc. Și Dumnezeu vrea ca între aceste clipi grele să vă smeriți sub mâna Tare Dumnezeu, cum spune la 1 Petru, capitolul 5 cu 6. Să fiți de acord cum El a încăduit cu mâna tare și puternică. Să fiți treji și să vegheați, pentru că în starea aceasta care e de durere, protivul nostru diavol, care Scriptura ne arată că îmblă ca un leu, care răcnește și caută cine să-l înghită. După întâmplarea mea, diferite gânduri și prin diferiți oameni. Spune că deja vă dinchim în Dumnezeu, așa și mi-a spus. Nu te-au ascultat la rugăciune. Dar Dumnezeu ascultă. Și diavolul caută să ne abată, să ne iei încredere în Dumnezeu. Și ne pușim, să ne departăm de Dumnezeu, să salvăm pe lumină pe Dumnezeu. Și încă e mai mare durerea să fie. Pierdem chiveci și dispărțirea. Am o dispărțire. Ca să fii ferm, cum eu încapat să înțeleg, eu o să ajung la Dumnezeu, nu o să ajung. Apostolul Petru spune că la credință trebuie să vină fapta, cunoștința, frânarea, răbdarea. Și cu toate acestea, iubirea de frate și iubirea de oameni. Și până la sfârșit spune că, în adevăr, în chipul acesta ni se va da din veșug intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vrem să-i vedem, îi iubim, avem toată șansa. Dar să știi, Dumnezeu e gelos. Nu vrea cu nimeni să ne împarte. Amin. Провожали, вели с врагом.
Sfânta Scriptură, câteva gânduri din aceste texte. Psalmul 139, versetul 16 și 17. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreo una din ele. Ieremia, capitolul 31, versetul 15 și 16. Așa vorbește Domnul. Un țipăț se aude la Rama, plângeri și lacrimi amare. Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie, să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul. Oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. Când am auzit despre ce s-a întâmplat moartea fiicei voastre, Mia, m-am îndurerat și m-am simțit dator să fiu alături cu voi, indiferent dacă aș fi vorbit cum vorbesc sau chiar dacă eram prezent. Ca cu prezența mea, măcar fi decât să vă mânghi, cred că treceți printr-o mare durere. Fratele Petru, la bun început, eu am fost atent la tot ce s-a predicat. A spus o adâncul înțelepciune, știință lui Dumnezeu. Frați și surori, stimate rude, dragi prieteni,
am căutat mult să aflu o definiție a Sfințeniei lui Dumnezeu. Și în căutările mele am găsit-o. Ce înseamnă când Dumnezeu s-a descoperit lui Isaia și toți strigau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și am găsit-o la undeva la un teolog fundamental. Și el spune așa: Sfințenia lui Dumnezeu este perfecțiunea lui Dumnezeu în natura sa, în caracterul său și în tot ceea ce el face. Și, referitor la greutatea, durerea voastră, ea e mult mai mare decât un păr căzut din cap, cum spune Domnul Iisus. Nu-i așa? Ea e mult mai mare ca o vrabie căzută la pământ, moartă. Și ea nu cade fără voia Tatălui din cer. Din acest considerente, înțelegem, știm prea bine, numai că ne vine greu, mai ales părinților Sfintea, că Dumnezeu a hotărât una ca aceasta, ca să o ia din această viață. Vreau aici o mică comparație. Am citit în cartea lui Ieremia: plânsete și bocet mult. Deci este vorba despre toți aceia micuți. Sufletul vostru s-a lipit de mie, 4 luni. Dar acolo au fost în zonă mulți băieți, istoricii spun că în tot Israelul cam 2000, mulți băieți care deja au atins vârsta de 2 ani și au fost uciși, măcelăriți în fața părinților, în fața mamei, în fața tatei, poate au fost zmuși din mâna mamei, poate undeva căutau să se ascundă prin dufar și au fost găsiți și țipau și era o jale extraordinară. Și Dumnezeu spune că ea nu vrea să fie mângâiată. Apăceu durere și jale că nu mai vrea mângâiere. Lăsați-mă să plâng, lăsați-mă să plâng. Și Dumnezeu spune acelor mame îndurerate, zice: Truda, nu ți este în zădare. Oprește-ți plânsul. Șterge-ți lacrimile. Nu a fost ușor și simplu și lui Moise, lui Aron, mă scuzați, când doi fii al lui au fost arși și au fost aduși înaintea lui. Mă scuzați că vorbesc așa, popular, ca niște purcei care sunt pârliți, au fost șomiliați și sunt părghiți, au fost aduși arși, Dumnezeu îi spune, Aron, nu plânge. Îți dureri, e mare durerea voastră. Eu am avut și eu mort în familie, dar nu pot să înțeleg ceea ce simțiți voi. Și mi-aduc aminte, eram vizitat de prieteni, de... când se întâmplă pe un norocire, la cineva, indiferent, este o lege. Vrăjmașii zic, l-o pedepsit Dumnezeu. Mă ucim. Și în primul rând s-au identificat vrăjmașii. L-o pedepsit Dumnezeu. Dar prietenii, Biblia spune, zice, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă a părăsit frica de cel prea înalt. Chiar dacă el e vinovat, poate să facă vinovat, poate la pedepsit Dumnezeu. Dar prieteni niciodată nu zică așa. Vrăjmașii, în primul rând, zic, dacă cuiva i s-a întâmplat ceva, l-o pedepsit Dumnezeu. Eu am venit ca prieten. Să plâng împreună cu voi, să vă mângâi și să vă spun că în înțelepciunea lui Dumnezeu așa s-a păcălit. Voi n-ați știut. Cât va trăi mie. V-ați gândit la o viață lungă, dar Dumnezeu spune că în cartea lui Dumnezeu erau scris toate zilele care erau în lume. Atâta. Iar Dumnezeu. Vă spun două istorie și vin spre sfârșit.
în strânsă legătură cu durerea voastră. Una mai ușoară, dar a doua, aproape nu-mi vine să o cred. Dar o să vă spun. Am citit într-o revistă mesianică că la un om bogat, foarte bogat, avea castel, avea grădină, lucra un grădinar. Și stăpânul îi plăceau mult florile, diferite flori. Și avea o floare deosebit de rară, pe care o deja și el știa momentul când s-o ia și să o dea stăpânului. Dar a venit într-o dimineață, în grădină, era foarte harnic, foarte grijuliu și floarea rară și frumoasă nu-i. Și el atât de tare s-a agitat și ceilalți slujbași s-au argat, s-au început să îi ceră. Cine a luat floare? Cine? N-avea cum acolo să iei cineva un străin să o fure. Cine a luat floare? Era foarte agitat. Și în fine, unul din ei a spus, floarea a venit și a luat stăpână în zorii zilei coroa dimineții. Și el așa s-a liniștit. Zice, de pentru asta am pregătit-o. Dumnezeu v-a dat-o pentru asta. Vă mai spun un caz care aproape nu pot crede. L-am auzit din gura unui frate păstor, dar evreu. El spune așa că într-o familie temătoare de Dumnezeu, a unui rabin evreu, care îngrija de suflete, în fierul lui, în înțelesul lui. Dar era foarte temător de Dumnezeu. Erau doi copii mici, doi băieți. Și odată el a mers la închinare, la slujire, în sinagogă, cum fac ei. Soția a trebuit atunci să rămână acasă cu cei doi băieți. Și ei fiind cam năzbătioși cum sunt băieții, s-au urcat undeva la o înălțime și au căzut și au murit pe loc fără mari traume. Mie aproape nu vinea crede, soția și-a putut stăpâni așa de tare emoții. Ea i-a luat, i-a îngrijit, i-a pus în pat. I-a învelit și ea știa cât de mult bărbatul ține la fiii lui, deosebi, evreie, tații, evreii țin foarte mult la băieți, mai ales la întâi născut. Și ea se gândea ceva poate să nu întâmple și cum să prevină să nu poată bărbatul birui emoții. Și când a venit bărbatul, ea s-a pus deci străduință, să nu plângă, să nu arate îndurerată și ea a ieșit înainte. Dar oricum, nu știu, putea scăpeni pe toate. Și a zis, auzi, vreau să-ți spun ceva care nu ți-am spus până acum. A inventat o parabolă. Zice, o vecină mi-a dat două lucruri scumpe, niște bijuterii. Nu știu, erau brățări sau cerșii, nu știu. Foarte scump. Zice, mă iartă că nu ți-am spus ție, măcar că n-am avut în gând să ascund sau să... Mi-a dat, eu trebuia să-ți spun. Și azi mi l-a luat. Și sunt așa de tulburată, cât de cât, dar spun, ce-ți fac bărbatul? Să uită la ea și zice, păi sunt ale ei, dă-i ea. Și atunci i-a spus mare durere, zice, băieții noștri, au căzut brusc în năzbătioși la națiunea și au murit. Ce să face? Și el, fiindcă a fost pregătit, i s-a spus parabola, a zis, păi sunt ai lui, ai lui Dumnezeu. El ne-a dat. El ne-a luat. E foarte greu în așa împrejurare. Nu vă putem simți pe voi, dragi părinți și rude, dar Bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne credem în El. Aveți drept să plângeți și veți mai plânge,
Dar să nu plângeți ca ceilalți, să plângeți cu nădejde și să slăviți și să vă închinați lui Dumnezeu corect și Domnul să ne ajute și noi să facem așa, că Dumnezeu dă și Dumnezeu ia. Slăviți-i fie numele că ce este vrednic. Amin. Tată bun, iubit Tată, îți mulțumim, Dumnezeule, că și Tu ești Dumnezeul nostru și ești Tatăl nostru. Îți mulțumim, Tată, pentru familia aceasta. Îți mulțumim că și în dragostea Ta e încăput și pe ei și atât de mult îi iubești. Doamne, le-ai dat un cadou foarte scump, dar pe un timp scurt. Doamne, fiind un... Doamne, binecuvântă mai departe lucrarea, drumul, ca să facem ceea ce ai poruncit, să dăm țărânii și să țărânii. Ne bucurăm că și fetița aceasta, Mia, este la tine și se simte foarte bine, este în cerul. Lăudați-o pe mine tău. Tu tot ce faci este bun. Îți mulțumim pentru toate. Amin. Cântăm cântarea 280. Doamne, te rugăm ca Tu să mă împlini cu toți cei care astăzi plâng. Te rugăm să dăruiești și nădejde că ne ești toate rugăm. Fii te rugăm cu noi în acest timp. Ajută-ne ca să dăm și prioritate cuvântului Tău să ascultăm. Te rugăm. Amin. Vreau să citesc două versete. Unul este din Noul Testament și unul din Vechi Testament. Primul loc este de la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 8. Frate, Sorodina, ia ascultați, vă rog, acestea sunt cuvintele Domnului. Da, suntem plini de încredere. Părăsind trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte bisericii din Corint
Și în această zi se referă nouă cei care suntem vii și îndeosebi familiei îndurerate Virepcea. Da, suntem plini de încredere, căci suntem acasă la Domnul. Viața pe acest pământ, Dumnezeu a plănuit ziua nașterii și ziua clepecării de pe acest pământ. Vreau să fiți plini de încredere, dragi părinți buniei. Fiți plini de încredere că părăsim trupul acesta, această fetiță, ea este acasă la Domnul. Îndemnul este pentru părinți, din ca un îndemn foarte scurt și simplu. Fetița voastră este la Domnul. Stăruiți-vă în viața aceasta că veți trăi pe acest pământ, trăiți după voia lui Dumnezeu, ca să vă întâlniți cu fetița voastră la Domnul. Și al doilea loc este la Iov, capitolul 9, versetul 13. Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Pot decât să mă rog judecătorului. Frate Vania Soradina, cel mai mare ajutor după ce veți mormânta fetița voastră este ca să vă rugați Domnului. Cuvintele acestea le-a vorbit Iov, cel care a avut 10 copii și toți au murit odată. Și în greutatea asta mare, el a spus, nu pot să fac altceva decât să mă rog. Plecați înainte lui Dumnezeu în rugăciune, acasă, la adunare, oriunde n-ați fi. Rugați-L lui Dumnezeu ca El să vă mângâie, El să vă îndărească. Și Dumnezeul mângâierii și Dumnezeul îndurărilor să vă mângâie. Amin. Doresc înainte de a trece la timpul când părinții, rudele și vor lua rămas bun, să citesc un verset din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Aici vedem că Dumnezeu spune clar că El este de la început și până la sfârșit. Și noi pe acest pământ asistăm la lucruri care se încep și se termină. Sunt atât de vremelnice. În viața familiei Virepcean a fost un timp mia și s-a terminat acest timp. Aș vrea pentru noi care suntem aici să spun ceva care este important. Atâta vreme cât suntem vii, să ne prețuim unii pe alții. Noi avem o valoare și fiecare dintre noi suntem dați pe acest pământ ca să ne prețuim unii pe alții. Dumnezeu este de la început și până la sfârșit. Cu El se încep lucrurile, cu El se termină. Pentru Vania și Dinu, spun ceva care este important și pentru ei. S-a adus aminte de un care i-a murit 10 copii deodată. Iacov spune în epistola lui, uitați-vă la Iov, la sfârșitul lui, la fericirea care el a avut-o pentru că l-a avut pe Dumnezeu. Noi multe cuvinte vă vom putea spune, dar nu toate vor fi de folos. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeu este Cel care împlie golul în viața fiecărui și în viața dumneavoastră. Suntem acum în momentul când vă veți lua rămas bun. Aș vrea să spun ceva. Este la cele veșnice. Ea este cea mai sfântă dintre noi. Dumnezeu l-a adus și pentru ea este mult mai ușor. Pentru noi este mai complicat.
De asta este pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este Cel care dă fericire și cu El fiecare dintre noi într-o zi ne vom întâlni. Fericirea este acolo, să căutăm cu toții și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cum vom cânta cântarea cu numărul 600, vezi cum în zbor se duce timpul, iar în timpul acestei cântări rudele își vor lua rămas bun. Vezi cum în zbor se duce timpul. Citi cuvântul Domnului care spune așa: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea când te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Așa a scris cuvântul lui Dumnezeu pentru toți oamenii și pentru noi care suntem aici. A venit vremea când trebuie să dăm ce este al pământului. Și aș vrea ca să păstrăm cu toții liniștea și să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri,
ne închinăm în fața ta și nu avem multe cuvinte să-ți spunem. Doar atât fac să voia ta. Așa ai hotărât de la întemerea lumii și până va fi sfârșitul lumii, fiecare la rândul lui se va face înțelept. Și asta se întâmplă și acum. Doamne, în numele Tău să fie binecuvântat. Ajută-ne, Doamne, în trăirea pe acest pământ, fiecare dintre noi, să ne prețuim, să trăim corect, să căutăm fața Ta. Și într-un mod deosebit, vă rog, Doamne, să întărești pe fratele Vania și pe sora Dina, să-i mângâi Tu, să-i faci, Doamne, ca ei să fie mai aproape de cer, mai aproape de Mia, să-i ajuți, Doamne, într-o vreme ca aceasta să se gândească la lucrurile veșnice. Ajută-ne, Doamne, pe toți, în mâna Ta ne încredințăm, încredințăm și această lucrare în mâna Ta și zicrinul vedem Pământului. În mâna Ta ne încredințăm, Te slăvim, Te binecuvântăm, că Tu ești Dumnezeu și le controlezi pe toate. Amin. Frații, să vă mulțumesc și au rămas bun deja rați ca să poată rugăm frumos, toți cei care deja v-ați luat rămas bun, dați voi ca să se pună capacul.
Faceți, vă rog, locul ca gropnicerii să poată lua sicriul. Mergem cu toții la adunare, acolo este pregătită masa pentru toți. Deci așa cum vă rugați în casă de rugăciune, așa facem și mergem cu toții.